Salutare și bine regăsit la un nou episod. Eu sunt Deo și astăzi vom filma din nou un episod cu acest minunat Iveco care v-am obișnuit și episodul trecut. Iveco cu care ne-am chinuit să tragem 19 tone după noi. Iar în episodul de azi vom încerca să tragem 45 de tone după noi. Vom încerca să luăm un transport special, excepțional chiar, și să îl tractăm, să vedem ce iese. Am ales deja cursa. O să fie de la Nisa până aici. E o cursă relativ scurtă, nu are și nici nu intenționez să mă bag pe o cursă specială mai lungă. Știu că există multele care sunt foarte lungi, care au scurse speciale și au sute de kilometri. Lol. Ați văzut ce am zis și eu, sper. Sunt multe curse speciale care au sute de kilometri, dar azi nu-i despre cursele, despre lungime. E vorba despre greutate. Și da, știu că ar fi fost mult mai interesant să vedem cum se chine pe serpentine să tragă vreo 10 de tone, 40, 50, dar ei, o să îmbătrânim la episodul ăla toți, că nu apucăm să-l gătăm, sigur. Uai, ce tare se ridică! Cred că numai de asta l-aș păstra. Se ridică ca un nebun când pui frâne din astea. Hai, puiule. Mă, asta nu vrea să plece. Am stat în semafor aiurea, serios. Really? Really? Schwarzmüller. Numere de Francois. Mai vedem ce mașini sunt pe aici, Renault-uri, ceva, Forduri, Mercedes-uri, Opel-uri, cred, că încă nu știu dacă e Opel Insignia sau nu, ăla al 4 vedere la coadă. Nu mă judecați. Chestia asta are și cele mai ieftine cauciucuri, evident că altfel nu aveam cum să permit să spun că e cea mai ieftină chestie. Și pentru că le are pe cele mai ieftine, de asta pune frână așa greu. Lol. Evident. Aici, parcă nu v-ați dat și voi seama că contează și cauciucul. Mama, am trecut peste din nivelarea din aia, tank. Deci era mea mie acasă. Mă, nu mă jurați că iau pe contrasens și din astea, dar la cât de greu se controlează chestia asta. Na, ce să-i fac, chat. Oricum iar o să pierdem un sfert de oră cu cursa până gătăm. Bag mâna în foc, deși sunt 80 de kilometri sau ceva de genul. Genul, na. Îi pare puțin, dar la ce camion i-am luat. Și Volvo-ul meu cu 750 cai, tot durează cursa asta, tot sără să o faci, na. Nu e chiar cea mai simplă, easy peasy. Continuare, șefule. Mama, mai și plouă. Se distrează, băieții. Ma, ce dau cu mătura ei. Hai da. Mama, e puse pe grinzi de lemn. Gen, mă gândesc că ar fi stat prea jos dacă o puneau doar pe platformă. Plus că o șaie metalică de cumprins. Bun, asta e de regulamente. Da, le știm. Pornim ștergătoarele, primul lucru. Dăm viteză mare. Hai, nu. Mă, ăsta a plecat de pe loc cu asta. 45 de tone. Și ăsta a plecat cu ea de pe loc. Mamă. Păi ce trebuie atunci? Vedeți pe curbe cum face.
Bun, ăsta e primul challenge, să ieșim pe poartă cu bine. Ce supraîncălzesc ambreiajul. Pican, baia de ulei, să vedeți. Foarte larg vehiculul. Nu te cred că i-am dat deja avarie 3 și de-abia m-a atins stegulețul. Da. Vai, ce coadă s-a făcut. Ma. Asta nici virajul nu poate să-l ia la vale cum trebuie. Dați ani ce învelopeare. E casă cu copac. Și curte. Grădină. Ce vreți, vai? Mă, nu mă băga cu limite de 30 aici. Of. Eu și așa accelerez greu. Supraîncălzesc motorul ăsta. Aolea. Vă dați seama. Dacă era manuală, ambreiajul era rip. La fazele astea. Respectăm noi semafoarele? Nu, corect. Că e transport special. Avem tot dreptul să le tăiem. Hai să punem semnalizarea de pe acum. Analizăm. Ce greu trage. Din asta linie dreaptă trage cum tragea ieri. Jumate din greutatea asta, dar lateal. Voi vă dați seama. Am părăsit Nice, Nisa și eu luăm pe autostrada. Sigur că pe autostradă o să avem o trecere unde există bariera. De ce nu? Așa, să circule mașini din spate imediat, să vedeți. Ne păstrăm panda, o ținem, ne descurcăm. Mă noroc că-s 3 benzi. Hai de capul meu, de pe 45 la oră, linie dreaptă. Aoleu, mă nene, până la 60. Bătrânim aici. Stai că nu ajunge la 60 chestia asta. Stă la 45. Aoleu, stai să-i dăm pe autom, pe manual, ia să vedem dacă îi dăm de nebuni intra noua. Accelerează? Turometru, no. Nu, stă la 13, 12.500 de ture. Nu vrea să ducă mai tare. Și acum am și un țărăvale. Nu, n-am ce să-i fac manual, nu mă ajută deloc. Acum suntem la deal. Aoleu. Păi vedeți că avem 34 la oră. Care-i de apreciat că celelalte mașini din spatele nostru nu se înghesuie să depășească. Deși nu văd de ce n-ar putea să o facă, băieții. Mă, dar noi aveam trecere, barieră, trebuiau...
Nu, mă, nu aveam de-a face cu bariera, corect. Jumătate din drum e autostradă, jumătate din drum iar e de țară. Mamă, 47, nu te cred. Top speed, nou băieți și fete, pentru că nu facem discriminări, evident. MVM Carrier Miss. Mamă, 51. Mamă. Bă. Unde? Să vedeți aici la vale cât prindem. 52. 53, 54, 56, 56. Stai că n-am retarder. Olio. M-am atins viteza maximă pe care am fi putut să o atingem. Gen transporturile astea speciale în joc nou, băieți, depășesc mai mult de 60 de km. La ora. Ca și distanța. Sunt unele ca distanță care au sute. Dar revenind, transportul ăsta special este foarte scurt și am uitat ideea de la început. Hai. Mergi mai prost, stâmpit. Ok. A, viteza maximă pe care au voie să o atingă convoaiele pe 60 la oră. Da. Și am 59, 5, hai, hai, încă un kilometru. Hai, încă un kilometru, hai, 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 pa. Plus, nu minus. Cred că nu știu de seama. A, nu pune frână, unde pui tu frână? Nu, du-te-n. Absolut nimic pe tema asta. Doar că e un cretin și merită să nu mai existe NPC-uri așa proaste în jocul ăsta, trebuie să zic. Ar trebui să-l concediem, facem petiție citelor Eurotrax de afară NPC-urile. Hai să le dea afară. Mă refer ca să le fac un sistem de logică mai bun, să nu bage frâne în astea dubioase. Să-mi pună să opresc. Aiure. De ce? De ce-o vrut el să-mi pună frâne atunci? Ca să fie el sigur că mă oprește și trebuie să plec de pe loc, să pierd iarăși aiurea timp și să-mi plâng de milă iară. Eu, vedeți aici creație cu giratoriu. Mamă, s-a doua. L-am atins. Deși și stegulețul nu atinge. Aparent asta este în exterior față de steguleț. Puțin sau... cine știe. Mă las asta să conduc cum vreau eu. Și aici nu mai are farmec pentru că... unde n-ai mai acele de gelă de alb, dragă? Ce aveți, 30 km la ora? Te mă pun, îmi las mașina, îi dau cruise control, culc în spate pe banchetă, mai beau și o cafea. Păi mă pun la loc pe scaun și asta încă nu ajunge în capăt. Nu termină de urcat dealul. Vai, așa mare. M-am băgat la creație rău. Stai că trebuie să o parcăm. Aoleo. Mă, nene, mă. Ăștia fac poze, serios. De fapt, și eu aș face poze în locul lor când aș vedea ce...
Știi un pic că sunt multe mașini care au mai mulți cai decât chestia asta. Bine, n-au același cuplu, dar totuși. Eu trebuie să parchez amă direct, n-avem treabă să-i dau aici. Deci nu pot să-i dau enter acolo. Ia să vedem. O, parcam cum trebuie. Da, aproximativ. Dăm T. Lăsăm remorca jos. Afișare rezultate. Aoleo, 6.000 de dolari pentru toată suferința asta, nu mersi. Nu mai vreau. Nu, nu pot prea, sincer. Chestia asta e lentă, e așa din fire. Nu e specială. Da, mai să îi pun să mai pun, să mai tragă câteva zeci de tone. Și ce asta nu e cea mai grea marfă, că cea mai grea marfă are peste 60 de tone doar. Voi vă dați seama la 60 de tone cum ar fi făcut. Trebuie să căutăm o cursă din aia să o luăm. Dar pentru un alt episod, clar. Bun. Nu prea curând o să o facem. Deci, da. Păi, cam asta a fost cu videoclipul pe ziua de azi. Am fost Teo. O să pun aici o frână bruscă. Am fost Teo. Vă salut și vă spun că ne vedem pe data viitoare. La revedere!